Sindicaliștii sălășeni afiliați la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație amenință cu declanșarea grevei generale pe termen nelimitat în primării și consilii județene, anunțul fiind făcut astăzi de către sindicaliștii sălășeni. Liderul sindicatului Civitas al primăriei Zalău, Gheorghe Morar, a declarat că revendicările sindicaliștilor sunt cât se poate de clare. Federația Națională a Sindicatelor din Administrație Publică a declanșat conflictul de muncă pe două puncte. Reglementarea și liberalizarea acordării, începând cu 2015, atichetelor de masă sau a normei de hrană. Și punctul 2, creșteri salariale pentru salariații din administrația publică locală sau aplicarea, începând cu anul 2015, a legii 284 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Aș vrea să vă spun două cuvinte și despre federație. Federația Națională a Sindicatelor din Administrație este o federație cu un număr aproximativ de 40.000 de membri din toată țara. Are în componență, în mare parte, membri din primării, de comune, orașe, municipii, consilii județene și organizațiile subordonate acestora, cum ar fi direcțiile sociale comunitare. Și avem obținută reprezentativitatea la federație pe ramul administrației publică, conform legii 62, prin sentința civilă 206/D. În consecință, întrunim toate elementele legale de a negocia și a ne cere drepturi cu Guvernul României. Oficialii sindicatului Cartel Alfa Sălaș consideră că salariile din administrația publică sunt cele mai mici. Dacă s-ar face la modul oficial un clasament al salariilor din ce înseamnă din fonduri publice, la bugetul de stat, cred că ar fi pe ultimul loc. 100%. Problema este că, așa cum zicea și colegul Ghiță Morar, sunt administrații publice locale care nu au posibilități sau nu au încasări și nu au resurse suficiente pentru a se putea autogospodări în condiții mai bune, cu venituri mai bune pentru salariați. Și sunt și administrații care încasează și colectează taxe și au resurse, pot să o ducă mai bine. Din păcate, legislația în vigoare și la cei care pot să aplice anumite lucruri, nu se poate. Este îngrădit de anumite legi și anumite lucruri din pe vremea lui Boc, care nici astăzi nu au fost invalidate. Sindicaliștii avertizează că în cazul în care revendicările nu le vor fi soluționate, vor trece la organizarea grevei generale.